Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom recapitula împreună operațiile cu numere întregi studiate în clasa A6. -a. În primul rând, vă readuc aminte care sunt aceste operații. Adunarea și scăderea, înmulțirea și împărțirea și ridicarea la putere. Adunarea a două numere întregi se efectuează astfel. Se efectuează suma modulelor celor două numere, precedată de semnul acestora, dacă ele sunt de același semn. Și, dacă numerele au semne contrare, atunci se efectuează diferența modulelor lor, precedată de semnul numărului cu modulul mai mare. Diferența dintre două numere întregi este egală cu suma dintre descăzut și opusul scăzătorului. Proprietățile adunării sunt, după cum bine vă reamintiți, asociativitatea, comutativitatea, elementul neutru care este 0 și faptul că orice număr întreg n are un opus notat minus n. Operațiile de înmulțire și împărțire. În cadrul acestor operații trebuie să vă readuceți aminte regula semnelor și anume faptul că plus ori plus egal plus, plus ori minus egal minus, minus ori plus egal minus, minus ori minus egal plus și analog în cadrul împărțirii. Înmulțirea și împărțirea se fac exact la fel ca și la numere naturale, ținând cont însă de aceste reguli pe care tocmai le-am enunțat. Înmulțirea numerelor întregi este asociativă, comutativă, elementul neutru este 1 și este distributivă față de adunare și scădere. Împărțirea a două numere întregi nu are întotdeauna rezultat în mulțimea numerelor întregi. Împărțirea cu 0 nu este posibilă, iar câtul dintre 0 și un număr întreg a diferit de 0 va fi întotdeauna 0 în cadrul operației de ridicare la putere. Ridicarea la putere reprezintă o înmulțire repetată și anume a ori a ori de n ori se notează cu a la puterea n, unde a este baza și n este exponentul. a la puterea 0 egal 1, a la puterea 1 egal a, 1 la orice putere este egal cu 1 regulile de ridicare la putere. Dacă avem aceeași bază și înmulțire, a la n ori a la m, se copiază baza și se adună exponenții, a la n plus m. a la n împărțit la a la m, egal cu a la n minus m, deci la împărțire se copiază baza, se scade exponenții, ridicare la putere și apoi totul la altă putere, se copiază baza și se înmulțesc exponenții, a la n totul la m egal cu a la n or m, a or b totul la n, egal cu a la n or b la n, a împărțit la b totul la puterea n, este egal cu a la n împărțit la b la n, minus 1 la putere pară este egal cu 1, minus 1 la o putere impară este egal cu minus 1, și în cazul în care puterea este negativă, adică a la puterea minus 1 unde a este diferit de 0, da, deci aici obligatoriu a trebuie să fie bază nenulă, este egal cu 1 pe a și a la puterea minus n este egal cu 1 pe a la n. În continuare, pentru a recapitula aceste operații, am ales următorul exercițiu. În tabelul alăturat este prezentat este prezentată temperatura înregistrată de stația meteorologică de pe vârful Coștila din Mulții Bucegi în data de 25 ianuarie la diferite ore. Ținând cont de indiciile pe care ni le dă aceste măsurători în coloana de evoluție a temperaturii, vom încerca împreună să completăm coloana 2 a tabelului. Astfel observăm că la ora 0 temperatura era minus 16 grade Celsius. La ora 6 această temperatură rămâne constantă, deci este tot minus 16 grade Celsius. La ora 10 temperatura crește cu 6 grade. Minus 16 plus 6, deoarece creșterea înseamnă adunare, ne va da minus 10 grade Celsius. La ora 14, temperatura va crește cu 8 grade față de ora 10, deci minus 10 plus 8 înseamnă minus 2 grade Celsius. La ora 18, temperatura scade cu 2 grade față de temperatura de la ora 14, adică minus 4 grade Celsius, iar la ora 22, scade cu 5 grade, deci minus 9 grade Celsius. Următorul exercițiu presupune operații de înmulțire, însă și combinate cu adunări, scăderi și operații de împărțire. Vom completa împreună prima linie a acestui tabel, urmând ca voi singuri să completați celelalte patru linii ca și exercițiu de recapitulare. Avem numerele ABC, date pe primele trei coloane ale tabelului. În a patra coloană trebuie să calculăm A ori B. Deci minus 10 ori minus 2, minus ori minus înseamnă plus, 10 ori 2, 20. Și am calculat a ori B. A plus B, totul înmulțit cu C, adică minus 10 adunat cu minus 2 înseamnă minus 12, înmulțit cu minus 3 înseamnă 36. A minus B, totul înmulțit cu C minus 10 minus minus 2 adică minus 8 înmulțit cu minus 3 24 și minus 10 împărțit la minus 2 egal cu 5 celelalte 4 coloane le veți completa singuri spor la treabă în următorul tabel vom exersa regulile de ridicare la putere astfel avem bazele A și B, puterile N și M. A la puterea N înseamnă minus 3 la puterea a doua, adică minus la putere pară este plus 3 la a doua, 9. A la N ori B la N. Putem aplica formula, regula de calcul cu puteri și să scriem A ori B totul la puterea N. Și vom obține așadar minus 3 ori minus 2, 6, la puterea a doua, adică 36. A la N ori A la M este egal cu A la N plus M, conform regulii pe care am enunțat-o anterior, și vom obține astfel minus 3 la puterea 2 adunat cu minus 5 minus 3. Adică 1 supra 3 la puterea, minus 3 la puterea a treia, adică minus 27 iar a la n totul la m, conform regulii de calcul cu puteri, este a la puterea n ori m, adică minus 3 la puterea 2 ori minus 5 minus 10. De asemenea, următoarele patru linii ale tabelului vi le voi lăsa vouă ca și exercițiu. Aceasta a fost lecția de recapitulare cu numere întregi, mai precis cu operații cu numere întregi. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!